Detectivul Duce Tava de Ștefan Marian. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Dumneata, ai telefonat? Eu, domnule, eu. Ce nenorocire groaznică. Ești însoțitorul vagonului? Da, da, să trăiți, parasimbul, dintr-o mai teamă. Sunt capitanul Ovidiu Doraș de la Poliția Judiciară. Să trăiți. Te rog să mă conduci. Puftiți, urcați în vagon. Stați, stați să vă dau mâna. Ne-a lăsat cam departe de gară, știți? Și cam sus treapta ușii. Da. Mulțumesc. Aici, poftiți, domnul capitan. Domnul doctor, uitați, a venit de vreo jumătate de oră. Bună ziua, sunt capitanul Ovidiu Doraș. Bună ziua, domnule capitan. Doctorul Pârâu de la cabinetul medical al gării. Eu am trimis să vă cheme. Ce s-a întâmplat? E mort? Da. Aparențele sunt ale unei crize de cord, dar ceva nu-i în regulă. Sunt câteva semne particulare. Ce anume? N-aș putea spune cu precizie, dar nu e exclus să fie cianură. E un foarte ușor miros specific și o culoare neobișnuită a corneei. Uitați-vă, vedeți? Umbra aceasta violetă. Ar fi necesară o autopsie. Lăsați, acoperiți-l cu cerceafă. Da. Vom trimite cadavrul la spital. Mașina cu procurorul și fotograful trebuie să sosească în câteva minute. Domnule Paraschiv, povestiți-mi cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat. Să vedeți, stăteam în cușeta mea, la capătul coridorului. Tocmai îmi lustream ghetele, voiam să mă duc la masă și întotdeauna. Toată lumea plecase în oraș, nu ai dânsul decedatul, adică domnul Bușor. Rămăsese în pat, ca de obicei. Era foarte cald, știți, vagonul ăsta a blestemat frige, domnule, ca un cuptor. Chiar dacă afară plouă, frige. Așa că lăsasem ușa deschisă să se facă puțin curent, nu de altceva. Când îl aud pe domnul Bușor țipând. De fapt, nu era chiar un țipăt, era așa un geamăt, un gâfâit puternic. Da. M-am dus repede să văd ce s-a întâmplat bietul domn Bujor. Abia mai respira, nu știu ce am, de ce mi-e rău, mor, cheamă repede, repede. Deci un doctor, am fugit la dispensar. Îi mai fusese rău și altă dată? Nu, în tot cazul știți, prea sănătos nu era. Mereu se plângea călătoare capul. Lua și niște pilule, ceva străin. Nu știu cum le zice, nu știu. Dar erau foarte bune, mi-a dat și mie odată. Foarte bine. Or fi astea de aici de pe măsuță? Da, asta este, cutia o cunosc, da. Știți asta sunt. Ia uitați-vă, domnule doctor, da. Știți ce sunt? Da, e un analgezic cunoscut. Destul de eficient pentru migrene, nu prea puternice. E un produs german. E un medicament primejdios, vreau să spun, poate da efecte neașteptate? Nu, niciodată. Spune-i, domnule Paraschiv, că toată lumea a plecat de dimineață în oraș. Pe la ce oră? Pe la 9, așa, nu mai era aproape nimeni. Aseară am jucat la Pitești și am avut tren imediat. Ne-au aprobat să ne atașeze la accelerat. Pe la 2 noaptea am ajuns aici, așa că oamenii au dormit destul de liniștiți, s-au putut scula de vreme. Nu ca nopțile când ne atașează la vreun marfar care ne hurducă e toată noaptea. Numai domnii Moscu și Pop au plecat ceva mai târziu. Eu îi văd pe toți, știți, când ies. Stau mai tot timpul cu ușa de la cușetă deschisă din cauza căldurii. Dar prin ușa cealaltă vagonului nu se poate coborî? No, e blocată, pe știți cum stăm noi mai tot timpul prin gări. Oricine poate intra pe acolo dacă ar fi deschisă. Și oamenii au lucruri la ei. Sunt, cum să spun, plecați pentru o lună și jumătate. Cine sunt domnii Moscu și Pop? Nu prea știu eu cum vine cu funcțiile astea la teatru. Artiști nu-s, în tot cazul. Domnul Moscu e un fel de șef. El anunță la ce oră e spectacolul, dacă e matineu sau nu. Tot el dă dispoziții șoferului de la camionul cu decorul. Iar domnul Pop e cu banii. Împarte diurnele, ține biletele. Bine, mulțumesc. Acum te rog să ne-l găsești de urgență pe domnul Moscu ăsta. Păi nu o să fie prea greu, știți? El nu prea umblă prin oraș. Dacă nu e la Casa de Cultură, e ori la bufetul gării, ori la altă cârciumă pe aproape. Mă duc să-l caut. Am găsit pe domnul Moscu. Bine, o să cobor. L-am rugat pe șeful gării să-mi pună la dispoziție un birou. Știi ce te rog? Dumneata, rămâi aici și cum vin ceilalți cărători ai vagonului, trimite-i la gare, la birou. Aș vrea ca niciunul din ei să nu intre în cușete. Unde e domnul Moscu? Vă așteaptă jos, pe peron. Da.
Domnul Moscu? Da, vă rog. Sunt capitanul Doraș. Da. V-a spus însoțitorul vagonului de ce vă caut? Da, să trebuie, mi-a spus. Doamne Dumnezeule, cum s-a întâmplat? Deocamdată vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră, da. Să mergem în gară. Da, da, poftiți. Da, luați loc, domnule Moscu. Mulțumesc. Domnule Moscu, am nevoie de ajutorul dumitale. Există indici că Radu Delescu n-a murit de moarte naturală. Ei, nu. Da. Dumnezeule, cum bietul bujor, cum se poate așa ceva? Apropo, în buletinul decedatului am găsit numele Radu Delescu. Da, da. De unde până unde bujor? E, așa spunea el, Radu Bujor, era pseudonimul lui de artist. Aoleu! Aoleu, am uitat de spectacol. Păi ce facem cu spectacolul? Toate biletele sunt vândute. Trebuie să telefonez la teatru, stați-o. Bine, bine, mergeți într-un birou și telefonați. Poate până atunci vor veni și colegii dumneavoastră și putem sta de vorbă toți. Luați loc pe unde puteți, domnule Moscu. Da, mulțumesc. Domnilor, trebuie să vă cer scuze pentru deranjul pe care vi-l pricinuiesc. Știți cu toții desigur ce s-a întâmplat. Radu Delescu Bujor, colegul dumneavoastră, a murit în urma unei intoxicări cu cianură de sodiu. S-ar putea să fie o sinucidere sau un accident, dar s-ar putea să fie și un asasinat comis cu bună știință. Domnilor, am fost informat că nicio persoană străină nu are acces în vagonul turneului. Dacă vreunul dintre dumneavoastră știe ceva despre vreo vizită din afară, îl rog să mi-o semnaleze pe loc. Bine, e limpede. Se înțelege că rămâneți la dispoziția anchetei și că nu puteți părăsi orașul până la încheierea cercetărilor. V-aș ruga să vă petreceți timpul pe câte cu putință la vagon sau în apropierea acestuia. Acum vă puteți întoarce în cușetele dumneavoastră. Ia. Da. Dumneata rămâi, domnule Moscu. Da, vă rog. Ați mâncat? Nu, n-am apucat. Abia intrasem în restaurant că m-a găsit Paraschiv. Terminăm repede. Nu, lăsați, nu vă faceți griji pentru asta. Noi în turneu și așa nu ne putem respecta orele de masă. Să zic că dumneata ești regizorul tehnic al trupei. Da. Te rog să-mi faci o schiță sumară a repartizării oamenilor pe cușete. Uite, aș zice asta. Da, păi nu e greu că suntem puțini. Piesă ușoară, 8 actori, un singur decor. Vă să zic că stați așa, solând la ușă. Da. Aici, în prima cușetă, stă Paraschivul, soțitorul vagonului. Așa. Imediat după el, venim eu și cu Marcel. Uh-huh. Marcel Popi, organizatorul. E un băiat foarte bun. Nu e vina lui că piesa asta nu are succes. Ce piesă jucați? Aia. Rochea de Mireasă. O comedioare franțuzească. O prostie, dacă mi-am gândit să o spun. De altfel, tot turneul ăsta e o prostie. Cum așa? Păi, așa. Mai întâi piesa. Cine mai gustează asemenea vechituri? Și apoi pleci în turneu acum în august pe căldurile astea, când oamenilor numai de teatru nu le arde. Și uite ce nenorocire s-a bătut pe capul nostru. Bine, hai să vedem mai departe împărțirea cușetelor. Da. Unde am rămas? Așa. În cușeta a treia stătea bietul Bujor. Iar în patul de sus, Doru Vasilian. Cine e Doru Vasilian? Cum, nu-l cunoașteți? Nu. E vedeta trupei. A făcut și câteva filme. E un bărbat frumos. Și nu lipsit de talent. Joacă pe prințul indian în spectacolul ăsta. E în ordine. Treci mai departe. Vine cușeta numărul 4, care e a doamnei Alina Iordache și a doamnei Silvia Balaban. Uh-huh. Așa. Dincolo stă Ana Tomșa, marcheza noastră, și cu fiică-sa Monica. O fată foarte frumoasă. O știu de când era de o șchioapă și o aducea maică-sa să joace rolișoare de copii. Acum 2 ani a terminat institutul și s-a întors la noi. Are talent cu carul. Vine apoi cușeta numărul 6, unde doarme Lenzi. Elena Gheorghiu, sufleza. Și Sanda Panait. În cușeta a șaptea sunt doi băieți tineri, Tudor Niculescu și Emil Nevoie. Emil Nevoie cu Monica, au venit o dată în teatrul nostru. Tudorica e recuziter. Și în sfârșit, ultima cușetă, în care stau Mihai Stoica și meșterul Iancu Popeni. Meșterul ar avea dreptul la una mai la mijloc, că e cel mai vechi actor din teatru, dar așa e el. Zice că nu poate dormi ca lumea decât pe osi. Da.
Cei de la camionul de decoruri au acces în vagon? Păi, sigur, doar sunt ei noștri. Numai că ei vin rar. Dorm mai mult la hotel. Ce fel de om era? Cine, Bușor? Da. Păi, știu și eu. Nu l-am cunoscut prea bine. Un om ca toți oamenii. Cam singuratic. Era și mai nou la noi. De când era în teatru? De când, stai să văd. V-a zis că a jucat prima oară în Roana Dezmoșteniților. Asta înseamnă că a venit acum 2 ani. Da, acum 2 ani, doamne. Atunci nu e chiar așa de nou. Avea talent? Doamne Dumnezeu, văzor și talent. N-avea săracul nici când negru sub unghie. Poate când era tânăr mai mergea. Era pe semne frumușel, un glas bun. Trebuie să fie avut și ținută. Mă rog, se căutau jurul prim pe atunci. Dar acum, la 45 de ani, nimeni nu mai avea nevoie de el. Îl angajaseră mai mult din milă. Ducea tava de ani de zile și totuși mai închipuia că e ceva de capul lui. Familia, da? Nu, era singur. Dar parcă am auzit odată că a fost însurat mai de mult în tinerețe, când era pe la Baia Mare. Dar acum nu mai avea pe nimeni. Prieten? Așa. Știți, nu era prea iubit. V-am spus, trăia cam izolat. Cu băiatul ăsta nou, cu Emil, mai schimba din când în când câte o vorbă la un pahar. Emil are și el ciudățenile lui, așa că se înțelegea unul pe celălalt. Dar dușmani? Dușmani? Nu prea cred. Dar poate că știți cum e în teatru. Se mai spune câte o vorbă pe la colțuri, se mai invidiază unii pe alții pentru câte un rol, deși cu bietul Bujor nu mai era cazul. Mă rog, unii se mai pun bine la director. Da, când e la o adică, nu există pe lumea asta oameni care să țină unii la ceilalți mai mult ca actori. Nu, e o breazlă unită, să știți. Da. Tratamentul și-l făcea conștiincios? Tratamentul? Da. Ce tratament? Cașetele alea? Da. Da. Le lua de 3 ori pe zi. Făcea mare caz de sănătatea lui, deși eu cred că era mai curând ipohondru. Domnule capitan, sunt chemat la telefon. Da, mulțumesc. Augustin! Ovidiu! Îmi pare bine că te văd. Ce surpriză! Mă așteptai de mult? Nicio problemă. Adineaur am sosit. Nu te-am văzut de un veac, bătrâne. Iartă-mă, poate ar fi trebuit să-ți spun domnule Maior Augustin Revenel. Sunteți în misiune oficială, nu? Nu, n-ai nimerit-o. Sunt locotenent colonel. Cum? La mai mare. Numai că nu mi-ai spus cărei minunii datorezi vizita ta. N-ai idee ce bucuros sunt, bătrâne. Știi ce bine pică? Tocmai am o anchetă mai grea. Nu mi se întâmplă prea des, te rog să mă crezi. Din pricina asta am întârziat și sunt puțin cam înfierbântat. Dar pentru tine îmi găsesc eu timp, ce naiba. Mă tem, drag Ovidiu, că am să-ți pricinuiesc o dezamăgire. Poftim? Mă tem, zic că o să te cam super pe mine. De ce, nu poți rămâne? Să știi că zău mă supăr. Nu, din păcate nu e asta. Sunt într-o situație teribil de neplăcut, Ovidiu. Am sarcina să preiau conducerea anchetei în cazul Radu Delescu. Da. Înțeleg. Îmi servește cafea. Da, mulțumesc. Nu e vina mea, te rog să mă crezi. Azi, către prânz, eram la voi, la județ cu șeful meu și... Lasă, bătrâne, nu ne facem sânge rău din atâta lucru. Înțeleg că n-ai avut încotro. Da. Cum ai de gând să procedezi? Cât e ceasul? 6:30. Da. La ora asta, regizorul tehnic al trupei a și primit telefon de la direcția teatrului, prin care a fost informat că turneul continuă normal și că înlocuitorul lui Radu Delescu, în spectacolul Rochia de Mireasă, se află în drum spre ei. Acest înlocuitor este un actor corpo ansamblu, un figurant, cum se spune, angajat doar de o săptămână și se numește August Breban. Adică voi trăi câteva zile în vagonul de turneu și voi duce tava în spectacol în locul bietului Radu Delescu. Nu cred că e o treabă prea grea. La urma urmei, nu uita că fosta mea soție era actriță. Și dacă te recunoaște din sală vreunul din vechii tăi clienți? Probabilitatea e de 1%. Am verificat itinerariul turneului, numai orășele mici prin care n-am trecut în viața mea. Contez și pe machiajul de scenă. De ce toată mascarada asta? Pentru ca 15 oameni nevinovați, membrii turneului, să nu se simtă suspectați fără rost.
pentru a nu fi ținuți ore în șir în interogatorii, pentru ca să n-aibă sentimentul că li se înregistrează fiecare vorbă, fiecare mișcare. Mai vrei și alte motive? Iartă-mă, cred că nu. Atunci în regulă. Acum e vremea să dispar. Mă prezint la vagon de seară. Voi coborâ din acceleratul care sosește în gara la ora 9:15. Poate îi trece cuiva prin minte să mă aștepte pe peron și vreau ca totul să fie în regulă. Între timp, tu te întorci la gară și le comunici oamenilor că ancheta se suspendă. Le spui că a fost o eroare și că la un examen medical mai aprofundat s-a constatat că Radu Delescu a murit din cauza unei crize de inimă. Dar să fii convingător, că altfel se duce dracu totul. În privința asta n-ai nicio grijă, bătrâne. Totuși, nu ți se pare că există o persoană care nu o să se lase convinsă? Cine? Asasinul, firește. Ah, pe asta contez și eu. Hai, am plecat. Să vii mâine seară să mă vezi în spectacol. Nu e neapărat de voi, de flori. La revedere, dragul. Fi și August Breban ăsta, Nea Grigore. Ai răbdare, ai răbdare, Marcele, că o să-l cunoști peste câteva minute. E unul înalt și gras de vreo 40 de ani. Așa mi-a spus la telefon directorul. Da, hai să ne așezăm puțin, că... Bietul Bujor, cine ar fi crezut? Asta e viața. Bine că n-a fost ce se credea la început. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Nea Grigore, trebuie să-i pui o repetiție. Cui? Cui, mă? Ăstuia nou care vine. Aha. Să fii sănătos. Am și anunțat-o mâine la 11. Aha, foarte bine. Lenți o să-i dea textul de astăzi seară și el o să-l buchisească. Și cine o să-l înmormânteze? Pe Bujor? Da. Capitanul zicea că are niște veri sau, mă rog, cam așa ceva pe la Sighișoara. Ea a anunțat. Vin mâine să-l ia. Să-i vin. Da. Dacă vine trenul. Stai, uite-l acolo. Cred că ăla e. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți domnul Breban? August Breban? Da, sunteți de la teatru? Da, vă mulțumesc că m-ați așteptat. Nu prea știu cum aș fi descurcat pe aici. Ne-a telefonat directorul că vii. De când te-ai angajat la noi? Doar de o săptămână. Momentan mi-eram într-o situație mai grea și pentru că tot era postul liber... Ai mai lucrat în teatru? Nu, numai ca amator. Dar o să fiți mulțumiți, o să vedeți. Da. Dumneavoastră trebuie să fiți regizorul, nu? Da. Grigore Moscu, regizor tehnic. Breban, îmi pare bine. Desu e Marcel Pop, organizatorul nostru. Da. Breban, îmi pare bine. Îmi pare bine. Aveți de gând să rămâneți în branșe? Nu cred. Știți, de fapt, eu sunt contabil. Lucram la Irba, dar mi s-a desfințat postul și... Nu, e o situație provizorie. La vârsta mea e cam târziu să mă apuc acum de teatru. Dar ți s-a spus, presupun, că salariul corpului de ansamblu e cam micuț? Ai nevastă, copii? Nu, sunt singur. Dar lăsați, că mă descurc eu. Bine, sigur, bine. Hai să mergem la vagon. Bună dimineața, meștere. Bună. Nu vă faceți programul? Ia, să trăiești, Mihai, da. Cred că azi o să renunț la gimnastic. O să-mi fumez numai pipa, dacă nu te deranjează fumul. Se poate, meștere. Să deschid un pic geamul? Da. Vă fac un ceai amar, nu-i așa? Mulțumesc, Mihai, dar parcă aș vrea mai degrabă o cafea cu puțin zahăr. Dar ce se întâmplă, meștere? Sunteți bolnav? Da, cam prost dispus. Cred că am dormit prea mult. Cine e bine dispus? După ziua de ieri, l-am visat pe Bujor toată noaptea. Eu n-am visat nimic, am dormit ca un butuc. Am fost îngrijorat, meștere? Cred și eu. Toți am fost îngrijorați. Slavă Domnului că n-a fost ce credea capitanul. Uite așa poate intra un om nevinovat la apă. Mai e vorbă? Când a pomenit de tubul de medicamente, mi-a trecut un junt prin inimă. Mi-am amintit că dumneavoastră le-ați dat la plecare. Tiete, uite, păi știi că ai dreptate. La asta nu mă gândisem. M-am temut să nu vă bănuiască. Da, am uscat limba băiatului. Ce amestecam eu? Mi le-a trimis cumnată mea din Germania, era un chise ermetic. Cum le-am primit, pe așa i le-am dat. Mai știi ce le putea trece prin cap? Bine că n-a fost nimic. Bine, bine, dacă bine se cheamă asta. Ei, săracul Bujor. Mergi în oraș, Mihai? Păi, aș mai întârzia nițel în vagon.
Repetiția e abia la 11. Eu o să plec mai devreme, că vreau să dau un telefon acasă. Uite, meștere, e gata cafeaua. Vă rog, serviți. Da, mulțumesc, mulțumesc. Alina, ce s-a întâmplat? Nimic, nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ce ți-a venit să plângi așa de dimineață? Eu am visat pe rat. Pe bujor! Ai de păpușă, fii cu minte, doar ești femeie în toată firea, ce naiba. Dacă s-a dus, s-a dus. N-ai cum să-l mai ajuți. Și la urma urmei, nici nu l-ai privit niciodată cu ochi prea bun. Da, tocmai de asta. Ei, nu cumva e remușcări. Hai să vă ia dracu, dacă pricep ceva. N-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar răposatul bujor. Dragă, era una din cele mai imposibile ființe pe care le-am văzut în viața mea. Era normal să-l detești. Știu, doamnă Silvia. Lăsați-mă doar puțin să mă liniștesc. E o prostie ce faci, nu merită. Nici dacă l-ai fi iubit în taină, n-ar merita să-l jelești. Dormite așa. Să-l odihnească Dumnezeu, că morții nu trebuie vorbiți de rău, dar tare scârbos mai era. Doamne, bănuitor, invidios, ucit. Poate că nu era vina lui săracul, dacă... Știu și eu, dacă ar fi reușit în meserie, cine știe, putea să fi fost altfel, dar... Nu știu, mai sunt slavă domnului actor fără talent și nu toți sunt așa de dezagreabili. Nu suporta să îi se aducă aminte că e un ratat. Era în stare de cele mai groasnice chestii. Vasilian, săracul, nu din cauza lui nu s-a mai dus la teatrul Excelsior. Se certase cu bujor. Nu mai țin minte ce-i spusese, nu știu, tot ceva în legătură cu talentul. Și bujor l-a amenințat că l-aranjează. Și l-a aranjat. S-a dus, dragă, la București, special pentru asta. La Vlaicu, care fusese coleg de liceu. L-a bârfit îngrozitor pe Vasilian. Și ăia nu l-au mai angajat. Dragă, nu știu cum a primit Vasilian să stea în cușetă cu el. Drept să-ți spun, Alina, ieri când capitanul ne-a spus chestia aia oribilă, dragă, mi s-a făcut pe lumăciugă. M-am gândit imediat la Vasilian. Ah, bine că n-a fost nimic până la urmă. Dar toată istoria asta se potrivește teribil cu bujor. Parcă ar fi aranjat anume lucrurile să ne mai facă sânge rău și după moarte, săracu. Nu cumva vă era frică de el, doamnă Silvia? Da? Cred că asta e. Mi-era frică de el. Da. O frică fără rost, pentru că, la urma urmei, mie n-avea cum să-mi facă vreun rău, dar... Nu știu, dragă, dar cred că m-am simțit ușurată când a murit. Da. Poate că și eu m-am simțit ușurată, doamnă Silvia. Poate de aceea am și plâns. Mi-a fost rușine de ce simțeam. Alo, Ovidiu, tu ești? Da. Spune, bătrâne, unde ești? În drum spre repetiție. Ai la îndemână itinerariu de până acum al turneului? Da. Bun, fii atent. Dă o circulară telefonică numele meu la toate polițiile de pe traseu. Și la Ploiești, firește. Să obțină în cursul zilei de astăzi, de la centralele farmaceutice din fiecare oraș, da, lista tuturor celor care și-au procurat preparată pe bază de ceanură de sodiu în ultimii, să zicem, 2 ani. Da. Bun. Să raportezi imediat după prânz. Da. Iei apoi legătura cu teatrul din Ploiești și verifici dacă nu cumva pe lista celor pe care o vei primi se află vreo rudă sau vreun prieten apropiat al cuiva din turneu. Înțelegi? Bun. Alo? Da. Pe urmă, îmi aduci rezultatul din seară după spectacol la cabină. Da. O să-ți mai dau eu și câteva instrucțiuni. Nu mă cunosc, să înțelegem. Vii ca un om bine crescut să feliciți trupa și îmi strângi și mie mâna ca tuturor celorlalți, da? Da, da. E în regulă. Sau cu tine, dar spune-mi, speri într-adevăr să obții ceva pe calea asta? Nu, ar însemna că asasinul să fie cam nătăfrâns, ceea ce nu prea se pare. Dar nu trebuie să neglijăm nicio posibilitate. Ovidiu, la revedere și îți mulțumesc. Contez pe tine, da? La revedere, da, da. La revedere.
Neagoe, îmi dați voie să stau și eu la masă dumneavoastră? Da, vă rog, poftim. Dacă nu beau un cafea dimineață, nu sunt om toată ziua. Domnișoară? Da? O cafea și un coniac mic. Imediat. Ați citit piesa? Da, cred că mi-am și memorat rolul. Nu e prea mare lucru. Pentru dumneata poate nu, dar pentru mine, care urc pentru prima oară pe o scenă profesionistă... Stați că nu mă referam la rol, vorbeam de piesă. Piesa nu e cine știe ce, mai exact o tâmpenie. Dar credeți? Da, mulțumesc, poftiți, mulțumesc, domnișoară. Cât face? 128 de lei și 50 de bani. 128. Da. Lasă, păstrează restul pentru dumneata. Mulțumesc foarte mult, mai poftim. Domnule Neagoe, știți, referitor la piesă, de fapt și mie mi s-a părut cam proastă, dar nu îndrăzneam să o spun. Dumneavoastră, domnule Emil, jucați fără îndoială rolul Albert, nu? Da, din păcate. Cel mai ridicol rol pe care l-am jucat în viața mea. Celelalte personaje așa vulgare și toante cum sunt au cel puțin un oarecare haz. Până și apariția dumneavoastră. Eu însă trebuie să mă lamentez tot timpul ca un idiot. Dar e ciudat, dumneavoastră trebuie să aveți foarte mult umor pe scenă. Aveți, să nu mă supărați pe mine, un aer tipic de actor de comedie. Dar de ce vi s-a dat tocmai partitura cea mai nesărată? Regizorul pretinde că tocmai de-aia. Așa gândește el, exact pe dos față de oamenii normali. În capul lui, dacă eu am haz, înseamnă că trebuie să joc roluri amorfe pe care să le salvezi. În compensație, actorii fără haz au dreptul la roluri nostine. Vă place cum judecă tipul? Da, cam bizar, trebuie să recunosc. Spuneți-vă, rog, cum era Radu Delescu în rolișorul meu? Vreau să spun, avea haz? Bujor? Da. Niciun dram, din păcate. Da. Nu avea cum să aibă. Bujor era un actor foarte conștiincios. Își pregătea rolurile până în cele mai mici detalii. Studia fiecare amănunt de costum, de mască, de pronunție. Dar n-avea flacără, bietule. Degeaba. Totul ieșea corect și nimic mai mult. Uitați-vă în schimb la Doru Vasilian. Habar n-are ce face. De cele mai multe ori nu știe nici textul. Domnule, dacă n-apare pe scenă, nu se mai vede nimeni în jurul lui. Da, da, da. Domnule Emil, spuneți-mi, cum a murit de fapt Radu Delescu? Ieri la teatru am auzit spunându-se că s-ar fi otrăvit, că... Lumea vorbește tot felul de prostii. Hai, hai să mergem la repetiție, că o să întârziem. Da, să mergem. Astea-s panourile de reclamă ale noastre. Avem un fotograf foarte bun. E Olga, nevasta lui Grigore Moscu. Aha. De fapt, e angajată într-o cooperativă. Da. La noi s-a aranjat un fel de jumătate de normă. Atâta lucru bun avem în teatru nostru. Hai să intrăm. Da, hai să intrăm. Hai, fraților, hai, fraților. Hai, fraților, pe vorbim atunci. Bună, Rivan. Da. Ia costumul lui Bujor, poftim. Da, mulțumesc. Vezi că o să-ți fie cam strâmb, dar n-am ce-ți face. N-avem cabinieră cu noi să-ți lărgească. Păi, auzi, trebuie să nu dai prea tare din brațe, că se desface haină la încheieturi. Cu textul, cum stai? Ți-ai învățat textul? Da, eu cred că da. Bine, Renzi! Renzi! Da! Așa, vezi, fii cu ochii în patru la scena domnului Breban. Să nu dea dracu să te-a pus tocmai atunci să-i ghicești din cafea cu banda Manica. Hai mai ține-ți gura. Bine. Oricum n-am timp să răsuflu în actul 2, că domnul Vasilian nu știe niciodată ce are de spus. Bine, bine, lasă, hai, gata, nu te mai supăra acum. Hai pe scenă, copii, gata, hai, hai. Renzi, asta e o refulată. Fiindcă stă câteva ore ghemuită pe scaun și șoptește, în restul timpului simte nevoia să ne spargă urechile. Merge costumul, domnule Breban. Greu, dar m-am încăput. Madame Manica! Sunt aici, Doruleț. Vino să-l faci pe domnul Breban. Ai salutări de la nevastă mea, cu Ana Nico. Am vorbit azi cu ea la telefon. Mulțumesc. Dar voi nu vă machiați? Nu, trecem numai o dată peste text pentru domnul Breban. Ce zici, Madame Manica, îl mai îmbătrânești un pic? Ia. Nu e cazul. E tocmai ce trebuie. Are și un început de felie care îi vine perfect. Puțin fond de ten, o mustăcioară neagră și o să arate ca un excroc domnate. Hai, în scenă! Dar ce înseamnă, mă, decât o să vă spun? Poftiți în scenă, hai, Akbar Butt ar trebui să joci, Grigore, nu Brigi. De ce n-ai scos aturile înainte de a trage cupa? De ce?
Ei, pot să-mi explici și mie. Ce să fac, Oana Silvia? Azi am ghinion. E voie? A, domnul Breban, poftim, poftim, poftim la noi în cușetă. N-aș vrea să vă deranjez. Da, astfel. N-ai niciun deranj, mai degrabă te deranjăm noi pe dumneata, că Grigore nu poate juca decât cu ușa deschisă. Zice că se sufocă. Ce se va, dacă... Știi brinci, domnule? Nu prea. E, nu-i nimic, stai jos și privește. Da, uite, șezi aici lângă mine. Da, mulțumesc. Poate înveți jocul și te iau partener. Că de Grigore ăsta m-am zăturat până peste cap. Și eu. Ce face Alina? De ce nu încerci în pasul meu? Domnule Augustin, sunt foarte bucuroasă că jucăm împreună cenuța aceea. La bujor săracul nu râdea niciun câine în sală. E, acum o să iasă infinit mai nostim. Tu ești. E chiar adevărat că n-ați făcut teatru niciodată? Da, jur că e adevărat. Dacă nu putem la socoteală, câteva fleacuri de amator acolo. Extraordinar, auziți, doamna Silvia? Ce ziceți, ce înseamnă talentul? Ce ai zis, drăguță? Ai, lasă-mă să fiu atentă la joc. Să nu exagerăm, doamnă Sanda. Sanda, nu doamnă. Iar eu am să-ți spun Gusti. Și să știi că nu exagerez deloc. Parcă erai de acolo în rolișorul ăsta. N-ai auzit ce spuneam cu toții după repetiție? Dacă și Vasilian a fost încântat. Cu Bușor era un calvar, te rog să mă crezi. Spune-te, rog, e adevărat ce am auzit ieri la teatru că domnul Delescu s-ar fi sinucis? Da, de unde? Cine ți-a spus una că asta nu se pricepe la oameni nici cât negru sub unghie? Bușor să se sinucidă. Se iubea prea mult ca să-i tragă așa ceva prin minte. Se lua drept un mare artist neînțeles și era pe deplin convins că într-o bună zi o să ne arate el nouă ce poate. Din pricina asta cred că era și așa de nesuferit. Nimeni nu-l înghițea. Cu unii a avut chiar conflicte serioase. Poate nu știi că la început s-a bănuit că ar fi vorba de o crimă. Nu m-ar fi mirat deloc. Dacă ofițerul acela de poliție nu ne-ar fi anunțat în cele din urmă că n-a fost decât o criză de inimă, eu una aș fi fost ferm convinsă că i-a făcut de petrecanie unul dintre colegi. Cred că iarăși exagerez. Asta ți-am spus că nu exagerez niciodată. Numai că, spre deosebire de alții, eu am obiceiul să spun ce gândesc. Câte necazuri n-am tras din pricina asta. Nu, dar chiar să-i facă de petrecanie, mi se pare, nu știu cum să spun. Ești încă nou și habar n-ai. Numai că eu cunosc cel puțin 3 oameni care ar fi putut o face fără prea multe remușcări. Îl urai și dumneata? Nu, slavă Domnului, eu n-am avut nimic de împărțit cu el. Pur și simplu nu-l înghițeam. Îmi închip însă cum trebuie să fi privit cei care mai aveau și motive personale să-l urască. Adică cine? Ei, lasă că ai timp destul ca să afli. Mie nu-mi place să bârfesc. N-ai să înveți jocul ăsta, Alina, niciodată. De ce mă taci în tarele mortului ca să iei venirea pe masă? Dar mai potoriți-vă o dată, ce dracu! Diseară avem spectacol și nu putem închide un ochi. Nici în noapte n-am dormit, nici el altăie. Am stat de culoar și v-am auzit cum v-a certat toată noaptea. Nervii sunt de vine, Leanțu, ar trebui să te măriți, dragă. Nu vezi? Din tot vagonul numai tu nu poți dormi când jucăm. Hai să ne mai slăbească. Bărbată îi trebuie, nu somn. Bine ai spus, doamnă Silvia. Hai, dă cartea, Grigore. Hai, desculați jucat. Pregătiți-vă să mergem la Casa de Cultură la 8 fix. Ridicăm cortina. Bine, bine. Măcar cu ora să fim punctuali. Felicitări, felicitări, colega. Ai debutat admirabil. E cel mai mare succes de public de când jucăm Rochea de Mireasă. Să tot fie vreo 50 de spectacole, nu? 52, dacă vreți să știți. Să fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din inimă. Ei, copii, trebuie să mergem la bir să te sărbătorim. Nu, lasă. Mâine, Emile, mâine. Din păcate, astăzi seara nu mai avem vreme. Trenul la care ne-am atașat pleacă la 11:05. Păi și noi când mâncăm, dragă? Uite, dacă vreți, trecem în drum pe la restaurant să vă luați ceva la dumneavoastră. Gata. Putem târgui și niște vin să-l bem pe domnul Breban în vagon? Bine, îl dau eu. Păi nici nu ne gândeam altfel. Bravo, ți-am spus eu, Gusti, că ai să fii formidabil. Extraordinar. Haideți. Intră, intră. Iertați-mă că vă deranjez. Nu vreau decât să vă felicit pentru spectacol. Domnul capitan. Intrați, bine ați venit. Mulțumesc. Mi-a plăcut mult spectacolul dumneavoastră și mă simțeam dator. Nu pentru că ieri v-am pricinuit o spaimă neîntemeiată, ci pur și simplu pentru că mi-a plăcut. Vă felicit și vă doresc drum bun.
Dați-mi voie, domnule capitan, să vi-l prezint pe domnul Breban, eroul serii, care este nouul nostru coleg. A intrat în locul bietului Bujor. Felicitări, domnule Breban. Vă mulțumesc. Felicitări. Dați-mi voie să vă strâng mâna. Mi-a plăcut foarte mult cum ați venit. Mulțumesc, vă mulțumesc. Domnule capitan, ce s-a întâmplat cu corpul lui Bujor? Azi au venit rudele lui niște veri îndepărtați și l-au luat. Eu am să plec. Vă rog să mă iertați că v-am tulburat. La revedere și să nu-mi păstrați o amintire prea rea. La revedere. Se poate, domnule capitan. Cum? La revedere. Amice, dar știu că ai un somn sănătos. Mine, cel mai mic zgomot mă trezește. Ei, după atâtea emoții. E și normal. Ei, ce zice de o cafea? Mi-ar prinde rău. Dacă aveți un rejou, o fac chiar eu. Știți că am o cafea? Serios, domnule. Da? Nu beau decât cafea făcută de mâinile lui madame Anica. Când ai făcut și dumneata, ai să fii cu totul de părerea mea, îți garantez. Înțeleg, înțeleg, dar nu știu dacă îmi pot permite să... Lasă asta în seama mea. Madame Anica nu-mi refuză nimic. Da, e, de asta, cred că e... Te-ai și îmbrăcat? Da, nu vezi, sunt gata. Uite, ține ceașca asta. Așa. Și dacă nu-ți place... Oh, ah, ce fierbinte, ia să vedem acum, acum. Ce bună. Ai văzut? Slavă Domnului că am intrat în sfârșit în zona de munte. Hai noroc, amice. Ai prins numai partea plăcută a turneului. Ai scăpat de praful și noroaiele din așez. E un noroc, într-adevăr. Adevărul e că sunt teribil de bine dispus, amice. N-aș ști să-ți spun exact pentru ce, dar... Deși crezi ce vrei despre mine, dar mă simt ușurat că am scăpat de Bujor. Scăpat de Bujor? Cum adică? Așa cum am spus. Sunt mulțumit că am scăpat de el și nu simt nicio urmă de regret. Prevăd că o să ne înțelegem bine. Ce zici? Sper și eu. Dar cu domnul Devescu nu vă înțelegeați? Deloc. Cu Jura asta avea un caracter infect. Îți-a povestit nimeni figura pe care mi-a făcut-o mie cu Bucureștiul? Ba da, doamna Sanda Panaic mi-a povestit ceva despre o angajare la Teatrul Excelsior, despre... Ce mi-a făcut el mie nu se iartă nici după moarte. Atunci, cum de-ați acceptat să stați cu el în cușetă? Da, de fapt, am fost repartizați așa de către Moscou. Da, 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 da. Și mi s-a părut nedemn să fac scandal. Da, da, da. Am lăsat lucrurile așa. Mă gândești la faptul că, știți, am auzit de povestea aceea cu bănuială absurdă a celor de la poliție. Se spunea ceva de cianură, de un tub de medicamente. Mi-a povestit el, doamna Sanda. Sanda trăcănește vrute și nebune. Da, 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 poate că așa e. Oricum, eu m-am gândit că... S-ar fi putut întâmpla să vă bănuiască. Pe mine? Da, de ce nu? Doar ei nu vă cunosc. Pentru ei oricine poate fi vinovat. Dumneavoastră îl urați, aveați motive temeinice să vă răzbunați pe el. Și pe urmă faptul că ați acceptat să stați în aceeași cușetă cu el. Dacă vă înțeles bine, polițistul presupunea că o travă a fost introdusă în tubul de medicamente chiar în noaptea dinaintea morții lui Bujor. Da. Dumneavoastră dormeați aici, nu? Și mi-a spus odineori că cel mai mic zgomot vă trezește. Așa că ați fi simțit dacă ar fi intrat altcineva. E, a rezultat deci că numai dumneavoastră puteați să... Iertați-mă. Ai citit prea multe romane polițiste, amice. Da, 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 imediat. Da, da. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Gusti? Nu vrei o cafea? Acum am băut-o, mi-a adus-o domnul Vasilian. Dar te rog, intră, intră. Ia spune-mi, porumbei au zburat la Monica în cușetă? Ia loc, ia loc, te rog. Vrei să spui cumva că domnul Vasilian și domnișoara Monica... Ei, da, 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 tocmai asta vreau să spun. Bine, dar mi se pare că domnul Vasilian e însurat. Are și doi copii, da? Și ce-i cu asta? Mă rog. Ăsta-i patul în care a murit Bujor, săracu. Te înțelegi bine cu Vasilian? Da, cred că nu-l deranjez prea mult. Azi dimineața am stat mai mult de vorbă cu dânsul. Ți-am spus eu că ai să te împrietenești cu toată lumea? Să vezi tu câte chestii ai să afli. Să nu crezi despre mine că îmi place să bârfez, dar... Nici n-am crezut așa ceva.
Sanda. Pe bietul Bujor, nici meșterul Plopeni, care e pâinea lui Dumnezeu, nu avea motivul să-l iubească. Da, ce-i cu meșterul? Eu îți spun povestea meșterului, dar jurăm că n-ai să spui nimănui nimic. Jur? Din tot teatrul numai eu și Anica Tomșa o știu. Dar se poate, Sanda, mormânt. Așa, știi că meșterul a făcut o brumă de conservator pe la Paris acum vreo 40 de ani. Și s-a întors de acolo și cu un peisaj de Utrillo. Da? De care nu s-ar despărți pentru nimic în lume. Dar cred și eu. E bine, acum 6 luni meșterului îi vine așa o idee să-și cumpere mașină. N-avea un ban și se lamenta în dreapta și în stânga. Cerea tuturor cu un prumut ca să-i dea înapoi în rate, cu dobândă dacă e nevoie. Nu găsea nicăieri. Și când aproape că renunțase la idee, cine crezi că vine la el și oferă bani? Bănesc că domnul Bujor. Ai ghicit. Meșterul, în culmea fericirii, nu știa cum să-i mulțumească. Numai că răposatul avea depus o condiție. I-a spus că nu îi cere dobândă, să-i dea banii când o putea, în rate, cum o vrea, numai că vrea și el o garanție. Așa. Să facă la notariat, așa, un act fictiv, un act de vânzare-cumpărare, pe tabloul de Utrillo. Și când îi dă toți banii, rupe actul. Meșterul nu s-a prea gândit în momentele acelea și a acceptat. Lucrurile au mers bine câteva luni. Meșterul îi dădea regulat banii, numai că înaintea plecării în turneul ăsta, Bujor vine într-o seară în cabină, eram și eu și Anica de față, și îl cheamă afară pe meșter să-i spună ceva. Așa. Când s-a întors Plopin, era alb la față ca avarul, abia mai respira. Nu s-a putut stăpâni și ne-a povestit și nouă toată tărășenia. Pe ce crezi, Gusti? Ticălosul îl somase pe meșter să-i dea toți banii înapoi când se termină turneul. Altfel îl silește să-i dea tabloul. Ce măgărie! E? Ce zici? Pune-te, te rog, o clipă în pielea meșterului Plopeni și încearcă să înțelegi ce simțea el pentru Bujor. E și cu toate astea, ca să vezi ce om e, a doua zi pe peron, când Bujor s-a plâns că are dureri mari de cap, a scos imediat medicamentele și i le-a dat fără să-i ceară nici măcar un leu. Așa că vezi că meșterul ar fi fost primul care ar fi avut motive să-l omoare. Bătrânul însă n-ar face un rău nici măcar unei muște. Nu mergi să bem o bere? Poate găsim la bufetul gării. Mă, cam doare capul, cred că m-a tras puțin curând azi dimineață. Aș mai sta puțin întins. Mulțumesc de invitație, domnule Vasilian. Bine, rămâne pe altă dată. Vezi să nu te ia somnul și să întârzi la spectacol. La nicio grijă. Nu vreau să dorm. La revedere, la revedere. Iezus, dar tu mă nebunești. Ia mai lasă-mă, nea Grigore. Și ce dacă mă aude preban? Ăsta e nou și nu pricepe nimic. Da, Vasilian, ai văzut că a coborât în gară? Fii prudent, mă, Marcele, mă. Fii prudent, mă, și păzește, de că nu știi de unde sare iepurile. Păi bani contabil. Am spus doar că s-a isprăvit. Mâine vine caracostea cu banii, îi pun la loc și gata. Numai de-ar da Dumnezeu. Dă, nea Grigore, dă caracostea, nu Dumnezeu. Că și eu i-am dat când a fost la o adică. Anul trecut, când era să-l condamne pentru delapidare, cine l-a scos din aras? Mă, încetişor, mă, Marcele, mă, că se aude. Și numai pe atât, mă, băiatule, mă, că vorbești prea tare și fără cap. N-au decât să aud. Ce or să-mi fac? Or să cheme poliția economică. Acum pot să o cheme cât poftesc. Mai curând decât mâine după amiază, n-are cum să controleze. Iar mâine după amiază, tot o să fie în ordine. Așa ai spus și săptămâna trecută, când cu bietul Bujor. Și ai văzut ce vrea să se întâmple. Dacă nu murea... Așa e. Era cât prea ci să mă înfunde canalia. Și totul numai din pricina obiceiului tău, imposibil de a trâncăni când bei un pic. Află de la mine, Marcele, dacă ți se mai întâmplă vreodată nenorocirea să faci o prostie din asta când am făcut acum, nici maică ta nu trebuie să știe. Nici umbra ta, mă, băiatule. Auzi tu? Almintre-te paște pușcăria nenorocită. Mai descăliși și dumneata acum, nea Grigore. Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat. Ci doar că n-am obiceiul să bag mâna în banii teatrului. Sunt totdeauna cu ochii în patru. Dar când e să se aleagă praful, ci mă, eu nu te descălesc că ai luat banii, mă, Marcele. Asta se mai întâmplă. Dar eu te descălesc că ești gură spaltă. Cum a putut să afle Bujor? Asta nu o să știu niciodată. Nu l-ai întrebat? Păi, de asta merdea. Parcă mă trăznise moalele capului. Îl și văd acum, stătea în fața mea și rângea. Ce ai să te faci, Marcele? Nu mă nenorocinea, Bujor, că nu ți-am făcut nimic. Să mai vedem, Marcele, să mai vedem. O clipă m-am gândit că glumește.
ce câștiga la urma urmii dacă mă dădea în gât? Nimic. Dar așa era el. Îi plăcea să facă rău numai din dorința de a arăta că e puternic. Da, am înțeles și eu asta noaptea când m-am dus la el pentru ultima oară. Așa cum ai învățat dumneata. Mâine te denunț, mi-a spus. Ce fel de om era, Dumnezeule? Da. S-ar părea că moartea lui a fost pentru tine o adevărată mană cerească. Gata, copii, hai la casa de cultură. Hai, băieți. Haideți. Da. Mergem, doamna Mosco. Gata. Da. Salutare, Ovidiu. Bine ai venit, bătrâne. Te-am chemat aici la inspectorat pentru că am câte ceva să-ți arăt. Ia loc. Mulțumesc. Hai, dă-i drum. O să încep cu o veste șoc, care cred că o să te lase praf. Știai că Alina Iordache a fost soția lui Radu Delescu? Ce vorbești? De fapt, trebuie să-ți spun că mai este încă, sau mă rog, văduva lui, pentru că n-au divorțat niciodată. Nimeni nu știa asta în teatru. Am descoperit-o singur găsind certificatul de căsătorie. Uite-l. S-au căsătorit acum 15 ani la Baia Mare, dar căsnicia n-a durat decât 6 luni. Fiecare s-a mutat în alt oraș, abia acum 2 ani s-au revăzut când Delescu a venit la teatrul din Ploiești. Nu, dar mi-ai spus la început anchetei că Alina Iordache e logodită și urmează să se căsătorească cu un medic. Așa este. Am discutat cu el. Îl cheamă Gheorghe Pantazi, e cel mai bun chirurg din oraș și un om serios. Alina nu i-a mărturisit că e căsătorită. Amână mereu căsătoria sub diferite motive. Da. Care v-a zis că încă una care ar fi avut motive să se descotorosească de bietul bujor. Da. Mai departe, Ovidiu, ce ai mai aflat? Am fost la cecă. Reposatul avea un cont destul de modest, dar anul acesta, în martie, a scos dintr-o dată 55.000 de lei. 53.000 de lei. Dar văd că ești bine informat. Știu ce e cu banii ăștia. Bine, mai departe? Dacă știi și povestea cu asigurarea, mă urc în tren și mă întorc acasă. Nu, ce asigurare? Înseamnă că tot îți sunt folositor cu ceva. Fii atent. Acum 15 ani, Delescu, imediat după căsătorie, a încheiat o asigurare pe viață pe o sumă destul de rotunjoară, pe numele soției, Alina Iordache. Ia, și? Stai că n-am terminat. Acum un an, pe vremea când Alina s-a logodit cu doctorul Pantazi, Delescu și-a schimbat beneficiarul asigurării. A trecut-o pe numele actorului Emil Neagoe. Al cui? A lui Emil Neagoe. Știam că o să te intereseze. Dar care e valoarea asigurării? 50.000 de lei. O am aici la mine, iată. Altceva? Ar mai fi un conflict de oarecare răsunet cu Vasilian. Cunosc. La el acasă ai fost? A fost lucru cel mai simplu. Reposatul locuia la teatru într-o cabină dezafectată. Administratorul mi-a facilitat imediat percheziția. Mare lucru n-am găsit. Iată-le aici. Actele pe care ți le-am dat, câteva fotografii, câteva texte vechi de piese în care a jucat, câteva dosare cu tăieturi din ziare conținând câteva cronici, cărți de teatru și filozofie și cam atât. Ovidiu, de aici lipsește ceva. Nu se poate. N-am lăsat niciun capăt de hârtie necercetat. Și totuși trebuie să mai existe un act autentificat la notariat. Un act de vânzare-cumpărare a unui tablou de Utrillo. N-am întâlnit nimic de felul acesta. Înseamnă că a fost repelit. A mai intrat cineva în cabina lui înainte de venirea ta? Stai puțin. Spunea ceva administratorul, nu i-am prea dat mare atenție pentru că era vorba, pare mi se, de o carte. Parcă ceva de filozofie. Da, da, mi-am amintit. În vreme ce căuta cheia cabinei, mi-a spus: așteptați o clipă că nu mai știu unde am pus-o după ce mi-a dat-o Coana Dorina când a venit ieri să-și caute o carte de yoga ce îi împrumutase lui Bujor și avea nevoie de ea la facultate. Pe urmă mi-a înșirat o întreagă poveste cu Coana Dorina, care este nevasta lui Iancu Plopeni, dar nu mă interesa cărțile Coanei Dorina, așa că crezi că povestea asta are vreo legătură cu ce te interesează pe tine? Firește! Eram sigur că așa trebuie să se fi petrecut lucrurile. Dar citește, te rog, încă o dată biletul ăsta. Dragul meu, sunt dezolată că nu te-am găsit acasă.
trebuie neapărat să-ți vorbesc, trece după amiază pe la mine. Așa. Mesajul este semnat cu o inițială care poate fi un A, un O sau un E. A? Ce spui? Trebuie să fie de la Alina Iordache. E ușor de presupus că în ultima vreme ei doi au avut multe de discutat. Femeia avea cu orice chip să obțină divorțul ca să se poată căsători cu doctorul. Și pe semne că Delescu nu accepta. Pe mine mă miră cu totul altceva. Ce anume? Tonul acestui răvaș. Cam prea tandru pentru relațiile dintre ei, mai ales din punctul de vedere al Alinei. Nu ți se pare? Știu eu. Poate că ai dreptate. Bine, e timpul să plec. Am spectacol peste o oră și trebuie să fiu la sală. La revedere, Ovidiu. La revedere, bătrâne, și mult succes în cariera ta actoricească. Speria, domnule Brevan. Iertați-mă, v-am văzut singură și am vrut să vă însoțesc. E destul de întuneric. Da, dar ce-i cu dumneata atât de târziu? Știți, mă descurc greu cu demachiatul. Și la mine durează o veșnicie. Și pe urmă, astă seară nici nu mă grăbesc. Unde să mă duc? Eu cred că începe ploaia. Ia, hai să intrăm în bodega aia de acolo. Da, acord. Haide-mi. Las loc. Vreți să mâncați ceva? Nu, 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 mulțumesc, nu mi-e foame. Aș bea ceva dacă tot am intrat. Șefule, fii dragul să rog. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cu ce vă servim? Vă dea acolo în barul o sticlă prăfugiu de calvados. Cum se arată ce pe aici? Nu îl cumpără nimeni. Doriți dumneavoastră? Da, dă-le, te rog, o sticlă. Și repede, da. Știți, vreau să vă spun că eu vă cunosc de multă vreme. Da? Nu ne amintiți. Da, firește că nu vă amintiți. Eu nu eram decât unul din spectatorii dumneavoastră. Acum 15 ani, la Baia Mare. Dumneata, ai locuit la Baia Mare? Da, am lucrat câteva vreme acolo. Veneam des la teatru, nu-mi scăpa nicio premieră. Eram, cum s-ar zice, un spectator fidel. V-am văzut adesea, numai că pe vremea aceea purtați alt nume. Da, mulțumesc. Da, spune. Da. Asta e la paharul bun, poftim, toarnă mulțumesc, așa. Mulțumesc. Ia să vedem cum este. Vă urez petrecere frumos. Mulțumesc, da. Dragule, mulțumesc. Mulțumesc. Ai o memorie foarte bună, domnule Brevan. Da, cu toată bădestia trebuie să recunosc. De fapt, asta face parte din meseria dumitale, nu-i așa? Ce vreți să spuneți? Mă refeream la meseria dumitale de actor. Bună, amica. Domnule Brevan, te înșel dacă ți închipui că discuția asta mă prinde nepregătită. Nu înțeleg la ce vă referiți. Mă tem că înțelegi foarte bine. Te rog, te rog mult să nu ne mai jucăm de-a șoarecele și pisica. Știu cine ești și ce urmărești. Chiar dacă n-aș fi știut-o dinainte, mica dumitare minciună de adineaur ar fi fost de ajuns să mă lămurească. Ești bine informat, dar ți-a scăpat un amănunt. Eu n-am jucat niciodată nimic la Baia Mare. Am stat doar câteva luni în teatrul acela, am repetat o piesă la care s-a renunțat, apoi în alta la care am renunțat eu și am plecat după ruptura cu Radu. Așa că n-aveai cum să mă vezi acolo. Da, îți repet, n-ai de ce să-ți reproșezi gafa profesională. Am înțeles din primul minut când ai venit la noi cine ești. Ți-am simțit privirea țintită pe chipul fiecăruia din noi. Te-am văzut trecând de limbă pe Santa, te-am auzit discutând cu Vasilian, cu Emil, iar astă seară am știut că a venit și rândul meu. Da. Doamnă, acum că știți totul, îngăduiți-mi să vă pun două întrebări. Vă ascult. Ați descoperit singură cine sunt, așa că n-am niciun drept să vă impun tăcere. Și totuși, sunteți dispusă să mă ajutați păstrând pentru dumneavoastră până la momentul cuvenit ceea ce ați aflat? Da. Vă mulțumesc. Atunci îndrăznesc să vă pun și cealaltă întrebare. Sunteți dispusă să vă mai ajutați odată povestindu-mi tot ce se poate povesti despre relațiile dumneavoastră cu Radu Delescu? Da. Thank you.
Sanda, Sanda, stai un pic, te rog, stai. Gusti, ce e? N-ai văzut-o pe doamna Lenzi? Am căutat-o și nu e în vagon. N-am văzut-o. Păcat, credeam că ți-a fost dor de mine și mă cauți. Ei, de tine mi-e dor tot timpul, numai că acum am treabă cu ea. Ah, uite, uite, acolo în parculețul stației. Stă la soare și croșetează. Dar ce ai cu ea? Fii, vreau să-mi iau niște măsuri de precauție pentru diseară. N-ai văzut că aseară m-am bâlbuit ca alta aia, nu știam text. Ei, mă rog, mă rog. Sper însă că ai să știi să te aperi dacă îți faci ochi dulce. N-ai nicio grijă. Mă duc, pa, pa. Să rămână. Să mă gândit să stau câteva minute lângă dumneavoastră? Poftim. Mulțumesc. Ce zi frumoasă. Da. Cine ar fi crezut după ploaia de aseară? Formidabil. Așa e, dar te rog să nu mă ții de vorbă că mă încurc la numărat ochiurile. Da. Cum le numărați, cum trebuie. Știți, de fapt, eu vreau să vă rog altceva. Te ascult. În legătură cu spectacolul de seară. Știți, azi mă simt obosit, așa, nervos. Pe deasupra am și răcit și mă tem că memoria o să-mi joace feste. Mă vreau să spun că mai rău ca aseară. Lasă că și aseară ce-a avut la gura dumitale. Tocmai. Și încă nu mă simțeam așa de rău ca astăzi. De aceea v-aș ruga, dacă nu vă deranjează, să vă mutați în timpul scenei mele în culisele din dreapta. Știți, eu am urechile înfundate și de acolo de unde suflați acum nu vă aud deloc. Da, cam greu. Trebuie să mut scaunelul, da. După aceea să fug înapoi ca să ajung la timp pentru scena meșterului Plopin. Păi dacă vreți, vă mut eu scaunelul după ce ies din scenă. Dar până la intrarea meșterului, mai te mut eu scaunelul repede. Bine, o să vedem diseară. Da, dar pot să vă întreb ceva? Ce croșetați aici? Un pulover. Da, pare bărbătesc. E pentru soțul dumneavoastră? Nu sunt căsătorită, domnule Breban. E pentru fratele meu. Fratele dumneavoastră e un bărbat norocos. Dacă aveam și eu un asemenea pulover, nu mai răceam aseară în ploaie. Soția dumitale nu croșetează? Nu, nici eu nu sunt căsătorit, Duduie Lenzi. Pentru azi ajunge, nu mai lucrez. Soarele ăsta mă obosește ochii. Mai bine odihniți-vă puțin. Pe vreme ca asta nu se poate face altceva decât să te odihnești, să stai. Dar dumneata ce ai, domnule Breban? O simplă răceală te scoate în așa hal din formă. Da, noi nu am răceala. Adevărul că e că am dormit mizerabil în ultimele nopți. Nu prea m-am odihnit. Partidele de bridge din compartimentul de alături mă chinuie îngrozitor. Și pe dumneata? Da, cu popii. Oh, eu una simt că nebunesc. Mai joacă și alții cărți în turneul ăsta, dar nimeni nu țipă ca ei. Parcă s-a apucat. Da, așa este, aveți dreptate. V-am auzit spunând că într-o noapte ați stat pe culoar până în zor din pricina lor. Atunci chiar că au întrecut orice măsură. Era chiar în ajunul zilei în care a murit bietul Bujor, pare mi se. Da. E un scandal. Ar trebui să facem ceva. Da, acum pe câteva zile, nu știu dacă mai merită. Oricum, dacă dumneavoastră vă vine greu, am să-i rog eu să se păpărească. Mi-ai face cu adevărat un serviciu, domnule Breban. Sigur. Știi, la vârsta mea o noapte pierdută se simte. La vârsta dumneavoastră, Duduie, asta e bună. Ce, ați împlinit 30 de ani? Mai bine să nu vorbim. Și totuși, nu trebuie să fie prea neplăcut să veghezi o noapte întreagă pe coridor singură, în întuneric, în fața ferestrei deschise. Fumezi, privești cum alergă copaci și te gândești la o mie de lucruri. E frumos ce spui dumneata, numai că noaptea aceea n-a fost așa. Nu? Eram nervoasă, da? Era și gălăgie mare, că se juca cu ușa deschisă. Și pe urmă era o foială pe coridor, că numai singur nu te puteai simți. Extraordinar, dar cum așa? Nici ceilalți nu puteau dormi din cauza jocului? Da, poate obicei dorm, că s-au obișnuit. Dar atunci nu știu ce naiba i-a apucat. Numai în compartimentul lui Bujor au intrat cel puțin 4. A doua zi când s-a crezut că bietul Bujor a fost asasinat, îmi pusesem în gând să mă duc să povestesc totul. Bine că s-a descoperit, la urmă greșeala. Da, aveți dreptate. Dar ei nu v-ar fi iertat niciodată, să știți. Că și mult îmi pasă mie de ei. Ce-mi poate face mie bună oară unul ca Marcel Pop? Ce? Marcel Pop a intrat în compartimentul lui Bujor? Cel din tâi. L-am observat bine. Da. A chibițat o vreme, apoi a ieșit împreună cu Grigore Moscu și au schimbat câteva vorbe în șoaptă. Moscu și-a luat în șoaptă. Mi se pare că unul din ei a făcut un gest spre ușa lui Bujor. Aha. Pe urmă Marcel s-a prefăcut că se duce spre cușeta lui, dar când Grigore s-a întors la joc,
A făcut cale întoarsă și a intrat la bujor. Excellent. A stat vreo 10 minute. S-au și certat. I-am auzit vorbindu-și pe un ton ridicat. Păi dacă povesteați toate astea, bietul Marcel, a fi fost bănuit pe degeaba, da? Ei, și parcă numai Marcel. Imediat după plecarea lui, a apărut Tudorache. A intrat câteva clipe la bujor. E despre ăsta, cel puțin știam ce caută. În cușeta Monicăi n-are curaj să intre. A venit și Emil și l-a luat de guler, ducându-l în compartimentul lor. Vă să zic că cu Tudorache și Emil fac trei. Ei, pe urmă au început să se foiască cei de la Brigi. Da. Din păcate nu știu câți dintre ei și cine anume au intrat la bujor. Mi se făcuse somn și eram tare nervoasă. Oricum, de cel puțin 4 ore am auzit ușa deschizându-se și închizându-se. Da, da, da. În afară de ei, nu mai era nimeni pe coridor. Dar iartă-mă că te-am plictisit. Să vorbim despre lucruri mai plăcute, nu? Cât durează pauza asta, domnule Moscu? Păi, mă gândesc să o fac mai scurtă ca de obicei, să scăpăm și noi mai devreme. Puștii ăștia din sală nu sunt fumători și dacă sunt, fumează mărășezi sau carpați, nu țigări lungi. Așa că 10 minute sunt prea de ajuns. Da, e perfect. 10 minute îmi ajung și mie. Vreau să vă vorbesc. Da? Vă ascult. Nu aici. Cabina numărul 3 e goală. Hai să mergem până acolo. Acolo. Las loc. Așa, luați un Kent. Sunt ele mai lungi, dar nu e obligatoriu să le fumăm până la cap. Da, mersi. Vă ascult. Domnule Moscu, ceea ce vă voi spune acum trebuie să rămână vreme de câteva ceasuri strict între noi doi. Vă simțiți în stare să păstrați un secret? Firește. Contez mult pe discreția dumneavoastră. Pe scurt, e vorba de moartea lui Radu Delescu-Vujor. N-a fost un accident așa cum v-a făcut să credeți capitanul Doraș. A fost o crimă premeditată, iar eu sunt însărcinat cu descoperirea și reținerea făptașului. Sunt locotenent colonel Augustin Brebenel. Doamne Dumnezeule! Misiunea mea se încheie astă seară. Cel puțin așa sper. Mi-am format o ipoteză și am strâns câteva indicii revelatoare. Astă seară am să dau o mică petrecere și vreau să-l determin pe vinovat să-și recunoască fapta față de toți. Și pentru asta am nevoie de ajutorul dumitale. M-ați luat prin surprindere. Vă atrag atenția că pauza e scurtă și nu e vreme de introducere. Sunteți dispus să mă ajutați? Da, sigur. Adică aș vrea, dacă se poate... Mi-ați putea spune și mie cine e? Nu încă, domnule Moscu. O indiscreție ar putea schimba totul. Da, înțeleg, sigur. Înțeleg, contați pe surpriză. Nu, mai vă asigur că... Da, se termină pauză, domnule. Da. Știți, nu pot obișnui cu ideea că unul dintre noi... Cum, domnule? Un coleg al meu? Un om pe care îl cunosc? A fost în stare să... Deci sunteți dispus să mă ajutați? Da, sigur. Dar de ce tocmai eu? Din mai multe motive. N-am timp să vi le explic pe toate, dar cel mai important este că dintre cei care au trăit mai aproape de Radu Delescu, dumneavoastră sunteți singurul care nu avea absolut niciun motiv mobil, plauzibil, să-l ucidă. Da, bine. Ce trebuie să fac? Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru căldura cu care m-ați primit între voi și m-ați făcut să mă simt încă de la început unul dintre ei voștri. N-am să uit niciodată asta și vă rog să vă amintiți și voi orice s-ar întâmpla, dar orice s-ar întâmpla. Și acum de ajuns cu discursurile, putem bea și fără pretexte. Hai să trăim. O clipă, liniște. Liniște. Vă rog să mă ascultați. Am citit de curând într-o revistă că la Academia Franceză, când se primește un membru nou, acesta trebuie să țină un discurs în care se laude meritele defunctului pe care
Da, pe care l-a înlocuit, nu? De ce am fi și noi mai prejos decât ei? Dumneavoastră, domnule Breban, ați venit printre noi ca urmare a morții lui Bujor. Țineți-ne un discurs despre el. Nu se cuvine să-l uităm într-o zi ca asta. Da, să ne vorbească despre Bujor. Isprăveștenea, Grigore. Găsește-ți alt subiect pentru glumele dumitale nesărate. Da, stați puțin, nu glumesc deloc. Să ne vorbească. Și cui nu-i place să-l asculte. Da, cum? Și eu cred că n-ar fi o impietate să ne amintim acum de colegul care ne-a părăsit atât de brusc. Din păcate, eu nu pot vorbi despre el. Nu l-am cunoscut. Poate însă să o facă altcineva. Aș avea chiar o propunere. Știu bine că mulți dintre dumneavoastră nu l-au iubit și că destui aveau temeiuri serioase pentru asta. Poate că a venit timpul să ne eliberăm de această atmosferă. Să vorbească despre Bujor nu numai unul, ci toți cei care au avut de-a face cu el, rând pe rând și cu sinceritate. Vă propun așadar un fel de joc al adevărului, a cărui miză va fi în cele din urmă liniștea noastră a tuturor, nu? Admirabil. Absolut admirabil. Am șușotit destul pe la coțul pe seama bietului Bujor și ne-am ferit unii de alții de parcă ne-am fi simțit vinovați de ceva. Uite, mie unuia îmi place ideea domnului Breban și ca dovadă am să încep chiar eu. Nu l-am iubit niciodată pe Bujor. Uneori mi era milă de el că îl vedeam cum se chinuie să dovedească mai mult lui însuși decât altora care talent. Dar cel mai adesea nu puteam să-l înghit. Mie personal totuși nu mi-a făcut nimic. Așa că pot spune cu mâna pe inimă că dacă nu l-am înghițit pe Bujor, n-a fost din motive personale. Ceea ce nu s-ar putea spune și despre alții. Ce zici, domnule Vasilian? Ce n-ai vrea să zic? Știți cu toții că omul ăsta mi-a făcut una din cele mai mari ticăloși din câte se pot face într-un teatru. Mi-am zis mereu că nu o să-l pot uita niciodată. Dar acum, iată, la câteva zile după moartea lui, aproape că am uitat răul pe care mi l-a pricinuit. Poate că sunt un om slab, poate că e neserios să nu păstrez toată viața o asemenea ranchiună, dar îi doresc să se odihnească în pace. Da, flacuri, domnule Vasilian. De ce? După moarte, o râmă tot râmă rămâne, nu se preface în om. Așa că slăbiți-mă cu bunătatea asta creștinească. Pe mine, individul ăsta, din singurătatea și din tristețea lui, era să mă bage la pușcărie. Acum 2 săptămâni am avut un necaz în familie, știți cu toții. Îmi trebuia o sumă mare de bani. M-am împrumutat din încasările pe care trebuia să le decontez la întoarcerea din turneu. I-am vorbit despre asta lunea Grigore în compartiment. Iar Bujor a auzit totul de alături prin perete. M-a chemat la el și a început să mă șantajeze. L-am rugat, l-am implorat, degeaba. Pur și simplu îi făcea plăcere să mă chinuiască. Atunci am telefonat urgent unui coleg din alt teatru și acesta mi-a promis că mă ajută trimițându-mi banii. Dar asta trebuia să mai dureze vreo 4 zile. Am renunțat să mă mai umilesc rugându-l să nu mă denunțe. A intervenit moartea lui Bujor, care a rezolvat totul. Acum banii sunt puși la loc, așa că nu mai contează. Da. Hei? Cine urmează? Păi hai, nu mai are nimeni de făcut nicio declarație. Haideți, vă rog, haideți, că pierdem vreme. Cum chiar nimeni? Dumneata, ce părere ai, meștere Clopeni? Eu? Ce părere să am? Ce aveam eu cu bietul Bujor? Ai dă-o dracului, meștere, dar nu vezi că aici toată lumea spune adevărul? Dumneata, ești mai cu moți? Dacă nu te decizi să vorbești, vorbesc eu. Acum, povestea mea cu tabloul dat în gaj lui Bujor nu mai are rost să vă spun, că știu că prin grija Coanei, Anica și a Sandei o știți toți. Vai, meștere, îmi pare rău, dar cum poți crede că ceva înseamnă că nu mă cunoști deloc? Lasă, Sandu, n-are nicio importanță, că eu nu-i port pică. Să-l odihnească Dumnezeu acolo unde e. Iar în ceea ce mă privește pe mine, o să încerc să mă descurc cu moștenitorii lui, dacă există.
Poate că or să accepte să le plătesc banii în rate și n-or să răpească unui om bătrân singura lui bucurie. Deci, cam asta ar fi tot, pare mi se. Acum ne putem socoti descărcați de amintirea lui Bujor. Nu încă. Pe mine nu mă primiți în jocul vostru? Eu am avut de-a face cu Bujor mai mult decât oricare din voi. Trebuie să vă spun totul pentru că altfel simt că mână bușă. L-am cunoscut acum 15 ani la Baia Mare. El avea 24 de ani, venise de la institut cu oarecare faimă. Era frumos, avea o voce impunătoare și regizorii se grăbire să încredințeze roluri importante. Decepțiile însă nu întârziară. Se dovedi un actor șters, fără personalitate, fără acel nimb luminos care însoțește intrarea în scenă a actorilor buni. Radu își trăi din plin ratarea. Început să devină ursuz, arogant, neînțeles, și cei mai rău început să bea. Eu aveam 19 ani și am întuit repede drama pe care o trăia. Și am simțit așa, ca o chemare puternică care îmi spunea că numai eu îl pot readuce pe linia de plutire. La început, sigur, a fost numai acest sentiment de milă. El s-a îndrăgostit repede de mine, apoi și eu am început să-l iubesc. În noaptea de anul nou ne-am căsătorit aproape în taină, numai noi doi. Câteva săptămâni după nuntă, Radu și-a revenit, a început să muncească cu ambiție și mai ales să se lase de băutură. Dar în succesele nu locoliră nici de data asta și în câteva luni deveni mai rău ca atunci când îl cunoscusem. Era violent, aproape că mă ura. Prezența mea aproape că îl jignea. Într-o dimineață, după o ceartă mai violentă, nici nu împlinisem 6 luni de căsnicie, am plecat. Am locuit câteva zile la o prietenă, apoi m-am transferat la teatru din Ploiești. Nu ne-am mai văzut, nu ne-am mai scris și niciunul dintre noi n-a cerut divorțul. Acum 2 ani, când a venit în teatrul nostru, revederea cu el mi s-a părut o lovitură din partea soartei. Tocmai mă logodisem cu doctorul Pantazi. La început, după ce i-am mărturisit că vreau să mă recăsătoresc, a fost destul de înțelegător, dar după un timp a început să mă șicaneze, ca în final să-mi spună că nu vrea să dea divorț și că o să se opună despărțirii. Eram disperată. Chiar în noaptea morții, la un moment dat, când eram mână moartă la brici, am intrat la el în cușetă să-l implor încă o dată. Era mai calm, mai binevoitor, dar nu mi-a dat nicio speranță. Dar la un moment dat a mărturisit că s-a săturat de singurătate și că se gândește să se recăsătorească și el. Mi-a spus că o să stăm de vorbă a doua zi. Dar a doua zi n-a mai existat pentru el. Ce rost are toată mascarada asta? De ce aruncați cu noroi în el și acum după ce a murit? N-ați făcut-o destul cât trăia? Voi l-ați ucis! Voi cu ura voastră neroadă! Eu nu cred în povestea asta bună de a dormi copiii cu criza de inimă. L-ați otrăvit! Unul din voi l-a otrăvit! Liniștește-te, amice! Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog! Încă n-am terminat. Am și eu dreptul să particip la joc, nu-i așa? E rândul meu. Am ascultat 5 orații funebre, 6 de fapt, dacă socotim și izbucnirea de adineaură a prietenului nostru Emil Neagoe. 4 dintre cei care au vorbit, Doru Vasilian, meșterul Plopen, Alina și Marcel, au declarat cu sinceritate că îl urau pe Bujor și că ar fi avut, în principiu, desigur, motive temeinice ca să-i dorească moartea. Riscante declarații, dacă prin absurd presupunerea lui Emil s-ar dovedi întemeiată. Adică dacă s-ar stabili că Radu Delescu a murit totuși asasinat. Nu e adevărat, așa că ce să mai batem câmpii cu fel de fel de supoziții? Doamnă Silvia, într-un joc ca al nostru, un joc al adevărului, trebuie din când în când să bați câmpii și cu unele supoziții și să-ți asumi unele riscuri, nu-i așa? Și totuși, dacă dați voie, totuși câțiva din cei care au vorbit au călcat regula jocului. Adică? N-au spus adevărul până la capăt. Poate că vreunul dintre ei mai are de adăugat ceva, nu? Atunci o să fac eu precizările de cuvință. Ne-ai povestit, domnule Marcel Pop, că după ce l-ai chemat pe prietenul dumitare să-ți trimită banii, ai renunțat să te mai umilești în fața lui Bujor, așa ai spus, nu? Firește, și nu pricep ce treacu. Un moment, un moment, un moment, un moment.
Dacă înțeleg bine, i-ai telefonat prietenului chiar în ajunul morții lui Bujor, pe 24, nu? Exact. Da. Și după aceea n-ai mai discutat cu Bujor. Dar ce importanță? Să zicem că e important pentru seriozitatea jocului nostru. E bine, da, am discutat, am mai discutat. Dumneata știi, Nea Grigore, noaptea pe la 12:30 m-am dus din nou la el pentru o ultimă încercare. Dar am făcut imprudența să-i spun că pun banii la loc în câteva zile. Și ce credeți că mi-a răspuns? Care va să zic că nu mai am timp. Bine, mâine te denunț, Marcele. Asta înseamnă că... Nu te privi, amice. Mai sunt și alții care nu ne-au spus tot adevărul. De pildă, chiar Alina Iordache, cu toată sinceritatea mișcătoare a confesiunii sale... A spus totul. Nu, stimată doamnă. Nu ne-ați spus bună oară că acum 15 ani Radu Delescu a încheiat o asigurare de viață în folosul dumneavoastră pentru suma de 50.000 de lei? Aud pentru prima oară una ca asta. Doamne, Radu, să facă un asemenea gest? Nu l-ați fi crezut în stare, nu-i așa? Pentru dumneavoastră, la fel ca pentru toți ceilalți, el nu era decât blestematul care împrăștia tot rău în jurul lui. Vă cred că v-ați știut. De altfel, ca să vă liniștesc, trebuie să vă spun că acum un an, după ce v-ați manifestat intenția fermă de a vă căsători cu George Pantazi, fostul dumneavoastră soț a schimbat asigurarea pe numele lui Emil Neagoie, pe care îl considera singurul lui prieten. Și a făcut-o ca și prima oară, tot fără să știe nimeni. Doamne, dumneata, domnule Vrevan, ești figurant cum sunt eu, popă. Aveți puțin de gărădare, doamnă Silvia. Și dumneavoastră, meștere Plopen, ați povestit chiar totul? Da. Inclusiv ce ați făcut după moartea lui Bujor cu contractul acela? Nu să mă ia dracu, dar pare dreptate cu Ana Silvia. Nata știi prea multe lucruri. Vă să zic că nu v-ați bizuit așa cum ați vrut să le dați de înțeles adineaur pe eventuala bunăvoință a moștenitorilor, ci ați trecut la măsuri mult mai sigure. Da, întocmai. Uite, murim Bujor, mi-am zis că sunt salvat. I-am telefonat nevestimii, am pus-o să se ducă la teatru, să caute printre hârtiile lui și să găsească actul acela blestemat și să-l facă fărâme. Și jur pe viața mea că nu-mi pare rău. Da. Acum e în ordine. Pot să mă încep și eu orația funebră. Când se întâmplă să moară cineva în condiții suspecte, metodele de lucru ale anchetatorilor sunt diferite. E bine... Unul dintre acești anchetatori criminaliști se afla prin apropiere în ziua când s-a anunțat că un actor anonim a fost asasinat cu cianur. Ca să părea anume făcut pentru metodele lui. Cercul suspecților era strict limitat și avea să rămână compact până la terminarea turneului. În plus, cei implicați făceau parte dintr-o categorie de oameni de care se simțea așa din motive personale, aceia a actorilor. Putea să-i scutească de tracasările obișnuite, de necazuri, de interogatorii și de percheziții. S-a decis atunci să preia ancheta împrumutând identitatea unui figurant. Păi ce-ți spuneam eu, nenișorule? Pe bine, nu mă poți duce, domn. Da, doamnă Silvia, aveți dreptate. Nu v-am dus decât un pic. Sosind printre noi săi colegi, anchetatorul nu știa mare lucru. A avut însă norocul să întâlnească niște oameni comunicativi, deprinși să-și trăiască viața la lumina zilei și știind aproape totul unii despre ceilalți. Curând, anchetatorul a putut să-și formeze teoretic portretul asasinului. Mai întâi, el trebuia să aibă un mobil întemeiat. Apoi, o anume structură psihologică, un suflet capabil să ascundă un timp mai îndelungat, o ranchiună, o dorință de răzbunare, pentru ca la un moment dat să izbucnească nestăpânit și violent, păstrându-și însă și atunci o măsură vicleană. Trebuia să fie la curent cu absența lui Vasilian destul de deasă din cușetă. Trebuia să știe că și ceilalți ar fi putut avea motive să-l ucidă pe Bujor și că, pe de altă parte, în noaptea aceea, în compartimentul victimei, aveau să mai intre câțiva. În sfârșit, asasinul trebuia să cunoască existența tubului de medicamente și să aibă posibilitatea de a-și procura o travă. Anchetatorul, trăind câteva zile în preajma dumneavoastră, a avut prilejul să observe și să afle câteva detalii care s-au legat într-un fel neașteptat. Fapte și lucruri fără relație aparentă. Niște fotografii, un bilet cu inițial, un emantai. Răsfăind mica arhivă ridicată din locuința victimei, anchetatorul a fost izbit de un lucru ciudat. Radu Delescu
Avea mania să-și admire imaginea propriei persoane. Avea foarte multe fotografii, destul de recente și de bună calitate. Dar pretutindeni apărea singur, pe fondul unor peisaje pustii, în locuri care de obicei sunt pline de oameni, străzi, parcuri, restaurante. Era ca și cum s-ar fi ascuns de oameni, de toți oamenii, afară de unul, acela care îl fotografia mereu. Filme, cine era acesta? De ce fugea din lume cu Radu Delescu? Și de ce în fotografiile de pe panoul de reclamă al teatrului, făcute într-o manieră izbitor de asemănătoare, Radu Delescu apărea de trei ori și mereu în prim plan, deși el juca cel mai insignifiant rol al piesei? Pornind de aici, soluția a venit de la sine. Stai pe loc, Grigore Moscu. Încă n-am terminat. Dar puțin, să nu înțeleg unde vreți să ajungeți. Dintre cei care au vorbit aici despre Radu Delescu, câțiva au ascuns, din teamă sau din neștiință, o parte a adevărului. Dar numai dumneata ai mințit de la un capăt la celălalt. Dacă aș mai fi avut vreo îndoială în privința dumitale, această minciună ar fi fost de ajuns să mi-o spulbe. Nu e adevărat! Nimic nu e adevărat! N-am mințit nimic! De ce? Cum? Ideea crimei ți-a venit de mult, nu-i așa? Dar îți lipsea îndrăzneala de a trece la fapte. Ai suportat îndelung umilința legăturii dintre nevasta dumitale și Bujor, în care singura consolare era că încă nu aflase nimeni. Te-ai mistuit luni de zile în tăcere, dar la plecarea în turneu te-ai hotărât. Medicamentele pe care meșterul Plopeni le-a dat pe peron lui Bujor ți-au sugerat și calea potrivită. Chiar a doua zi, sub un pretext destul de subțire, lipsea din recuzită un evantai, te-ai întors la Ploiești. Te-ai dus la soția dumitale, la atelierul fotografic unde lucrează, și ai sustras dintr-un recipient câteva grăunțe de cianură de sodiu, substanță care în atelierele fotografice se găsește mai din belșu ca oriunde. Un colaborator de-al meu a vizitat-o pe soția dumitale azi dimineață și ea a confirmat atât legătura ei cu Radu Delescu, cât și vizita dumitale la atelier. Biletul găsit în cabina lui era scris de soția dumitale. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Sunt semne supoziții! Minciuni! Nu e adevărat nimic din ce ați spus până acum! Domnule Moscu, iată probele. Amprentele dumitale au fost fotografiate pe vasul în care se află cianura. Acesta este clișeul cu amprentele, iar acesta este biletul cu scrisul soției dumitale, pe care ea l-a recunoscut ca probă materială. Stricat! Așadar, ți-ai continuat turneul pândind răbdător să se ivească momentul potrivit. Trebuia să te asiguri că noaptea când vei intra în cușeta victimei, acolo avea să mai pătrundă și altcineva care să slujească la nevoie de țap ispășitor. Povestea lui Marcel Pop ți-a oferit prilejul. L-ai sfătuit să se mai ducă o dată la Bujor să încerce să-l înduplece. Eu uite nenorocitul și eu care credeam că mi-e prieten, îmi vine să-l pognesc. Stai liniștit, domnule Pop, vă rog. Ceva mai târziu, într-un moment când făceai pe mortul la bridge, te-ai strecurat afară fără ca ceilalți să dea importanță. A, nu, eu să știi, dumneata, că l-am văzut că se tot foia pe afară. A? Zicea că e cald, că n-are aer. O clipă, doamna Silvia. Ai intrat la Bujor, ai înlocuit medicamentul, apoi te-ai întors la bridge și, cum zice doamna Silvia, nu mai puteai de cald. La adăpost de orice bănuială, nu mai aveai altceva de făcut decât să aștepți să fie descoperit cadavrul și, eventual, să fie arestat altcineva. Eu credeam că nu scapă nimic. Vă rog frumos, încă câteva clipe vreau să vă mai răpesc. Domnule
Moscu. O singură întrebare. Cum se face că, totuși, n-ai bănuit niciun moment cine sunt? Nu știu. Poate că eram prea sigur de mine. Și poate că v-ați jucat prea bine rolul de figurant. Ați dus tava cu mult talent. Ați ascultat Detectivul Duce Tava de Ștefan Marian. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Augustin Mircea Albulescu, Silvia Simona Bondoc, Moscu Ion Marinescu, Alina Luminița Gheorghiu, Ovidiu Traian Stănescu, Emil Mihai Din Vale, Sanda Camelia Zorlescu, Iancu Gheorghe Oprina, Anica Doina Tamaș, Vasilian Petre Moraru, Lenzi Maria Dumitrache Caraman, Marcel Candid Stoica, Paraschiv Alexandru Georgescu, Doctorul Ion Siminie, Mihai Nicolae Călugărița.